Foarte mult. Compania de salubritate Supercom a achiziționat 120 de mașini noi, printre cele mai performante existente în acest moment pe piață. Compania românească a creat deja peste 900 de locuri de muncă noi în tot județul Cluj. Valoarea investiției depășește 35 de milioane de euro. Serviciile prestate de compania de salubritate Supercom deservesc aproximativ 800.000 de locuitori la nivelul județului Cluj. Se încarcă direct într-o stație de transfer, și încarcă 90 de metri cub. Podeaua este mișcătoare, se încarcă prin mișcarea, și descărcarea la... Toată flota este susținută de, de asistențe mobile, pentru că lucrăm în teren și este necesar colectarea cât mai rapidă a acestor deșeuri. Fiecare zi este un examen. La sfârșitul unei zile, la ora 18-19, noi trebuie să știm ce am făcut bine și ce am greșit. Oricum, suntem foarte, foarte exact și precis să facem din ce în ce mai bine. De-a lungul timpului, la Cluj, flota a fost echipată cu aproape 300 de utilaje noi și au fost deschise 11 puncte noi de lucru. Azi sunt 120 de utilaje noi moderne care au întregit flota. Știți că această plachetă cântărește foarte greu. Toată investiția numai în zona asta este de multe milioane de ei. În 2022, compania a preluat serviciul public de operare a Centrului de Management Integrat a Deșeurilor din Cluj. Deci putem spune că am dat Clujul, din punct de vedere al gunoilor, pe mâna acestei companii, spun eu, serioase, care va oferi servicii de calitate și vom putea vorbi despre o nouă etapă în tot ce înseamnă managementul integrat al deșeurilor. Vreau ca împreună să putem, la finele anului, să spunem că ne-am atins obiectivele în ceea ce privește colectarea selectivă. Este o provocare pe care o avem și vă provoc și pe voi, dragi clujeni, să facem colectare selectivă pentru a avea un mediu mai curat. Această duză igienizează în exterior. De astăzi, firma intră în activitatea de colectare a gunoaielor în întreg municipiul Cluj-Napoca.